Președintele României a luat act de ceea ce i-am spus noi, ne-a transmis că dorește să nu se prelungească această, această, situație și să avem un guvern cât mai repede, va lua o decizie, nu știm dacă astăzi sau mâine, după ce normal va asculta și alte partide și va analiza serios uh, propunerea sau propunerile înainte de a lua o decizie. Uh, noi sperăm să accepte propunerea cu doamna Virica Dăncilă. Suntem pregătiți să convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară pentru a uh, începe audierile de ministri pentru a vota programul de guvernare și cabinetul în ansamblu. Este posibil să aibă o discuție cu doamna Dăncilă. Eu cred că dacă se va gândi să o accepte, e obligatoriu, așa a făcut mereu președintele, să aibă o discuție cu persoana pe care o propune, pentru că este firesc să-i pună întrebările pe care consideră de cuvinte să aibă o discuție directă. Se mai întâmplă. Atunci când am spus, nu mi-am imaginat că vom mai avea consultări până la finalul mandatului. Pe Cum? Pe această temă. Pe această temă. Dar viața bate filmul și am discutat cu colegii mei, era incorrect din partea mea să nu vin să îi prezint eu personal propunerea președintelui României.